Atunci când te cheamă la masă și e gratis, cam așa e. Suntem în mijlocul deșertului. Foarte frumos aici. Am ales un safari deșert din asta, e plin de agenții care oferă chestia asta. Noi am dat 160 de dirham. Da, te aduce aici. Aici te aduce, dacă vrei să te dai cu ATV-ul, dar costă mai mult decât excursia. Pentru două persoane costă 250 de dirham. Da. Și chiar și în condițiile astea e plin de oameni care vin. Da, e coadă la... La intrare acolo, e da. Altă pistă. Dar deșertul ăsta e foarte frumos, că sunt două. Unul are un fel de buruieni mai... și nisipul e mai alb și ăsta e mai fain că e roșu. Și chiar acum se pune soarele imediat, deci da. O să fie o priveliște foarte frumoasă. Să vedem ce urmează, că acolo zice că e inclus și mâncare și plimbare cu mașina comune. Acum, sunt la roțile domnului și mă vorbește la telefon în timp ce conduce. Noi numai ce-am mâncat înainte să... Da, am mâncat un falafel și acum se agită noi falafelul. Este o senzație care trebuie să încercați. Drifted out to sea. All the nights we dance away till morning. I miss the day that it was you and me. And I dream about you from time to time. Then wake up thinking that you're still mine. Turul de safari deșert, am ajuns aici la mâncărică. Acum stăm așa jos pe pernuțele lor, așa că e așa, stau jos. E așa un fel de resort unde îți dă mâncare inclus în prețul care le-ai plătit pentru safari. Ia gustă să vezi ce îi e aici. Sos de mentă și ketchup. Ha? Mai trăiești? Uai, și iute! Cred că e ceva cartof, ceva turtă. Turtă dulce? Nu știu ce e. Dar e bună măcar? Da. Bine, așa, e foarte puțin.
puși muzica. Da. Și asta neagră, nu știu ce. Îți dă acolo, domnul. Face domnul porumb copt acum, după iuțeala aia ne luăm un porumb copt. Domnul ăla îl jumulește. Bun, preparatele de dinainte, are experiență, stă aici în deșert și învață. Aici este un stand cu ceai. Acolo este WC-ul de băieți și de fete. Și acolo tot felul, un om cu un vultur, cu o pasăre. Iar acolo, mai încolo, sunt băuturi alcoolice, alea trebuie plătite. Și aici stai jos și mănânci. După ce domnul Acopo Rumbu ne-a cerut bani, cu toate că în bilet crea că e gratis tot. Na, acum pofta e mare și foarte scump. A cerut de 20 de dirhami. Deci 20 de lei aproximativ pe un porumb. Trebuie plătită măestria cu care dă din mână. Avem spectacol, un fel de derby, ca în Turcia, dans. Se învârte domnul acolo. Aici avem porumbul. Cum e porumbul? La banii astea. Atunci când te cheamă la masă și e gratis, cam așa e. Se face rândul și... Oricum, în prima fază am crezut și noi că ne dă numai aia gratis. Bufetul ăla sau ce era, starterul. Dar de fapt, acum mai avem ceva gratis. Dacă mai prindem. Dacă mai prindem, da. Păi hai să mergem, dacă tot... Auzi că trebuie să mergi la liniile cu femei și eu primesc osul. Eu mi-am luat așa. E un fel de bufet, poți să-ți pui ce vrei și eu am luat cam din toate. Hummus, barbecue, ceva cartofi, tăieței, murături aici. Noodles, cred că sunt ăștia și... Lipia. Așa ți-ai luat tu? Ce s-a astea? Eu am pus din toate câte un pic, dar mai puțin decât tine. Da, eu mi-am pus mai mult că... Ceva dulce. Da, tu ți-ai în schimb ți-ai luat desert. Bulgăraș? De țar. E fain. Asta cred că e bun, că e de epuraș. Nu vreau să știu de ce. E spate de Camile. Nu știu, ia vezi gust, începe cu ceva. Începe cu sucul. Începe cu sucul, foarte bun. Ai bun sucul lor? Da.
Ce ai luat? Năut. Humus. E bun? Tu ți-ai luat cartofiul ăsta? Da, încep de la mine. Are să-mi iau. Cum e? Să știu, să mai pe toate au același gust. Păi le-au făcut deodată. Na, să ai poftă bună. După ce am mâncat bine, în mare așa, merită să venim la un safari de șer. I hope you enjoy all the activities. Respect the wisdom right now is the time to go to the location. Before the location, make sure the outline will be with you. De la 3 la 9 seara. Prima oară mergeți, vă dă pe dune cu mașina, pe dunele de nisip. Și după vă duceți ce ați mâncat. Da, puteți să faceți tot felul de activități, vă dați cu placa pe dune, să... Mergeți cu cămila, poze, tot felul. Mama, cred că este gata, că ne trimit acasă, închid becurile. Deci vă lăsăm și noi.